Călătoria de 100 de zile spre starea ta de bine cu profesorul din tine. Această emisiune este dedicată celor care aleg să călătorească conștient spre starea de bine și conține exerciții practice din cartea Profesorul din tine, scrisă de Simona Baciu și Susan Shapiro. Atenția înspre tine. Ziua 2. Fii conștient de respirația ta. Respirația influențează atât modul în care îți funcționează mintea și corpul, cât și gestionarea sentimentelor și a stărilor noastre de spirit. Printr-o respirație conștientă, crește nivelul de oxigen în sânge și astfel se îmbunătățește modul de funcționare a creierului. Dobândești o stare de luciditate sporită, ai mai multă energie și poți preda mai bine în clasă. Vei observa că vei avea mai puține momente de anxietate, poți gestiona mai ușor provocările, rezolvi mai eficient conflictele și rămâi concentrat pe sarcina pe care o ai de făcut. Gândește-te la ciclul respirației. Inspir aer și simți o împlinire. Expir și simți cum corpul tău se relaxează. Inspiră pe nas și expiră pe nas de mai multe ori și conștientizează această stare de relaxare. Expirația este urmată de o pauză inconștientă, în care nu respiri aproximativ 2 secunde. Conștientizarea acestei pauze reprezintă o metodă simplă prin care îți liniștești mintea și îți recapeți claritatea. Călătoria de 100 de zile spre descoperirea profesorului din tine începe acum. Exersează 5 minute în fiecare zi pentru starea ta de bine.